Steaua? Steaua nu, deja avea un lot numeros, nu? Și trebuie să merg să joc la FC Argeș. A fost o plăcere pentru mine că am văzut colegii pe care am jucat acolo și un prilej de... Am mai vorbit despre ce s-a întâmplat în acele momente. Cu bucurie îmbrățișăm aceste momente și pe aceste care îi spun și la mulți ani lui Daniel Chiriță și bucuros să particip la acest eveniment. Și cu numărul 9 pe spate. Și cu numărul 9, dar nu s-a văzut în teren. Nu prea agăța All Boys așa. Bă, nu contează, da? Contează să facem mișcare și să ne mai vedem. Eu personal, da. E foarte important pentru mine. Câteva cuvinte despre organizare? Nu, foarte bine, ne-am simțit foarte bine aici și v-am spus bucuros să particip la acest eveniment. Mai participasem de mult în țară și totul este excelent. Vizitează sportinmuscel.ro, site-ul departamentului sport al postului de televiziune Muscel TV. Știri, rezultate, clasamente, fotografii și video. sportinmuscel.ro. Sportul în muscel, secundă cu secundă. Da, cum ai spus și tu, într-adevăr, ne strângem, facem mișcare, întâlnim foști adversari, colegi, e cel mai important că a venit și lumea la sală, un eveniment frumos și pentru noi mai dăm puțin așa jos din kilogramele pe care le-am pus de-a lungul de când ne-am lăsat de fotbal. Noi avem avantajul că jucăm săptămână de săptămână la București, suntem angrenați pe acolo în câteva competiții la mini-fotbal și, repet, de câte ori avem ocazia, facem mișcare. Important e că venim, socializăm, ne revedem după foarte mult timp cu unii, chiar dacă ne-au fost adversari, am rămas în relație foarte bune cu majoritatea adversarilor noștri.